Bun găsit, sunt Carmen Mandi și vă invit să urmăriți cele mai importante 5 știri din sport. Veste uriașă pentru fotbalul românesc. István Kovács va fluiera la campionatul mondial din Qatar. Este primul arbitru român care va conduce la centru o partidă de mondial după o pauză de 36 de ani. A fost un sezon excelent pentru centralul din Carei. Kovács a fost delegat în acest sezon la finala Conference League dintre AS Roma și Feyenoord, după ce a condus și turul semifinalelor Champions League dintre Manchester City și Real Madrid. După ani de zile în fotbalul românesc, și-a găsit liniștea financiară și profesională la FC Sirens în Malta. Bogdan Gavrila a povestit de ce nu ar trebui să strâmbe lumea din nas când aude că de la echipe precum Dinamo, Oțelul sau Petrolul ajunge un fotbalist să joace în Malta. În România și Cipru am adunat vreo 2 ani și jumătate de voluntariat, că nu am văzut banii din cauza insolvențelor sau falimentul cluburilor, a spus mijlocașul pentru ProSport. Cu toate acestea, Bogdan Gavrila ia în calcul și o revenire acasă, de unde mai are oferte. Nu-mi pare rău, sincer, pentru că oamenii sunt mult mai serioși decât la noi. Am ajuns printr-o conjunctură, un antrenor pe care l-aveam în Cipru m-a sunat acum 3 ani, hai Malta. De ce nu? Apoi m-am întors în țară și iar au început aceleași probleme, cu care sunt sătul. Insolvențe, faliment, restanțe și tot așa, iar acum în vară când m-au sunat chiar nu am avut niciun moment de gândire dacă să plec sau nu. Le-am zis direct, mi-au biletul și vin. Ei sunt catalogați ca o țară turistică, te duci în vacanță. Dar nivelul ar fi undeva între Liga 1 și Liga 2 de la noi, cam asta ar fi nivelul. Nu sunt tot felul de șmecherii să intrăm în insolvență, să vă amânăm, să nu vă mai dăm și chestii. Oamenii sunt foarte serioși, acum am terminat cu ei, mi-au propus prelungirea, dar i-am rugat să mă lase puțin dacă o să găsesc opțiuni mai bune să pot să aleg. Dacă nu, mă voi întoarce acolo fără nicio problemă. Oțelul, Petrolul, insolvență, faliment, unde s-a făcut voluntariat. Apoi Dinamo, dar Dinamo a fost tot ok în insolvență. La capitanul nervos nici banii nu trag. Nicuș Orbancu plătește cu vârf și îndesat pentru ieșirea din meciul de cupă cu Șepșii. După ce l-a lovit cu capul în piept și a aruncat cu mingea Anașkovski, comisia de disciplină l-a amendat cu 11.300 de lei pe lângă cele 6 etape de suspendare. În plus, se mai adaugă și amenda din partea clubului, 2.400 de euro, dictată de patronul Mihai Rotaru. Dacă nu i se va reduce pedeapsa, Bancu va lipsi în ultima etapă cu Farul Constanța, dar și în barajul pentru Conference League. Sperăm să facem un meci bun, să câștigăm și să încercăm să terminăm pe locul 4, pentru că asta ne dorim, asta este obiectivul nostru acum. De fiecare dată am avut meciuri frumoase împotriva lor, mai ales la ei acasă. Și da, cum am spus, o partidă grea pentru că sunt locul 3, dar sperăm să ne luăm revanșa, pentru că meciul tot n-a fost un meci așa bun. Cei de la Farul cu siguranță vor veni să joace pentru că au un interes în a câștiga locul 4. Deci va fi un meci deschis, un meci frumos, unde noi vom alcătui o echipă competitivă și sper eu o echipă care să poate câștiga toate cele 3 puncte. Varianta Olimpiu Moruțan înapoi la FCSB pare să prindă contur tot mai mult. Transferat în vara anului 2021 la Galatasaray, mijlocașul nu a rupt norii la gruparea Cimbom. Ba mai mult, Moruțan pare să fie mărul discordiei între Gigi Becali și patronul de la FC Botoșani, Valeriu Iftime. Pentru că turcii nu au dat toți banii pe Moruțan, FCSB are datorii la finanțatorul moldovenilor. După plecarea lui Moruțan ăsta la Galatasaray, m-am ales cu o grămadă de probleme. Procese cu Iftimie pe la comisii, nici turcii nu mi-au dat banii, cei pentru care ne-am înțeles și am semnat actele. Dacă ei vor să mi-l dea înapoi pe Moruțan, atunci să mi-l dea. Dar doar împrumut și gratis. În plus, nu voi renunța la datoria pe care ei o au la noi. Lucrul ăsta să fie clar de la început. A declarat în exclusivitate pentru ProSport.ro Gigi Becali. Este bucurie maximă la Craiova. Familia lui Laurențiu Reghecamp are un nou membru. Noua parteneră de viață a antrenorului universității a adus pe lume un băiețel. Anunțul a fost făcut chiar de proaspătul tătic, care a și postat pe rețelele sociale prima poză cu Liam Reghecamp. Antrenorul mai are 2 fii din relațiile anterioare, Luca în vârstă de 21 de ani și Reghe Junior de 13 ani. Mă simt minunat. Simt fericit, împlinit,
mă bucur foarte mult pentru că a fost o perioadă grea. Și sper să fie sănătos, fericit și să crească mare și sănătos. Acestea au fost știrile, puteți urmări cele mai noi informații din sport pe site-ul nostru prosport.ro, pe Facebook și pe canalul nostru de YouTube. Până la următoarea ediție, la revedere!